Am luat din el, din strugure, două, trei boabe, înainte de a-l trata pe strugure cu imunocum și am luat după același strugure, din același ciorchine. Și era alt fruct, pur și simplu era alt fruct. Era gustos, avea ceva ce nu avea înainte, efectiv. Și atunci am zis, da, oamenii ăștia care îl prezintă nu fac mișto. Este real. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Astă seară, care de fiecare dată când avem pe George invitată, o seară între prieteni, o seară plină de energie pozitivă. Bună seara, George, mă bucur că ești cu noi. Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur și eu foarte, foarte mult că iată putem să ne spunem din nou la mulți ani după sărbătorirea anului nou solar. A trecut și anul nou lunar și anul nou solar. Suntem în deplinătatea puterilor anului iepurelui de apă, așa că putem să dansăm în ritmul apei, am putea să spunem, pentru că anul acesta apa ne copleșește și avem foarte multe informații pe care să le dăm telespectatorilor care să-i ajute să-și eficientizeze acest exces de apă, pentru că, după cum știm, niciun fel de exces nu conduce către echilibrul vieții. Corect, așa este. Să ne bucurăm de anul acesta și de excesul de apă sau să fim foarte atenți. Bucuria în tot și în toate este un stil de viață. Se cheamă structura zen a spiritului, a fizicului, a mentalului nostru. Ceea ce ne-am dorit să putem avea în permanență la îndemâna noastră, pentru ca tot ceea ce facem să fie impregnat și impactat de această energie a bucuriei. Bineînțeles că adăugând acestei filozofii de viață un strop de precauție, este nevoie să înțelegem că niciun fel de exces, așa cum spuneam, nu conduce către echilibru. Și dacă stăm să analizăm bine chartul acestui an, din păcate, lucrurile nu se află în echilibru, chiar dacă, spre deosebire de anii precedenți, avem lapciuna, adică avem sărbătorirea primăverii și putem, există oportunități, există șanse, există stimuli exteriori în mediul care ne înconjoară, tocmai pentru a întreprinde și a începe lucruri inovative pentru marea majoritate a noastră. Cu toate acestea, precauția este nevoie să marcheze fiecare pas pe care îl facem, astfel încât să putem să fim siguri în măsura în care putem să ne bazăm pe o anumită predictibilitate că pașii pe care îi întreprindem sunt în favoarea noastră. De aceea, excesul de apă aduce foarte multă confuzie. O să putem să dăm câteva definiții și câteva caracteristici ale acestui fenomen, care este dat de excesul de apă, pentru că este nevoie ca telespectatorii să știe de ce să se ferească și către ce să se îndrepte. În primul și în primul rând, aspectele primordiale de care este nevoie să ne păzim pe anul 2023 sunt legate de sănătatea mentală. Și aici aș vrea să fiu în detrimentul atitudinii mele pozitive, permanent, aș vrea să fiu cât se poate de realistă și să spun, dragilor, dacă până în momentul de față am luat lucrurile poate în derâdere, acum este momentul să stăm strâmb și să judecăm drept și să analizăm cât se poate de eficient și realist adevărata valoare a vieții. Pentru că sunt foarte multe influențe externe și exterioare din mediu care ne pot perturba echilibrul interior. Ce înseamnă asta mai pe înțelesul tuturor? Înseamnă că, așa cum în Biblie suntem conduși să descoperim că fericirea este în interiorul nostru, da, și că în inima noastră, de fapt, se află comoara bucuriei vieții. La fel și în acest an este nevoie să descoperim această comoară permanent în resursele noastre interioare. Apa care se desfășoară sub formă de exces fără precedent,
care nu vine doar însoțită de excesul de apă, vine însoțită și de excesul de lemn, da? Care înseamnă foarte multe gânduri, înseamnă foarte multe preocupări care la un moment dat au tendința de a deriva în tot felul de povești fantasmagorice pe care ni le putem imagina fără niciun fel de bază reală, fără niciun fel de bază solidă. Vom vedea foarte multe persoane care au tendința de a cădea în zona asta de paranoid. Și în contextul acesta, ei nu au nicio vină, pur și simplu sunt și primesc influența excesului de apă în mod plenar, am putea spune așa, fără niciun fel de protecție. Întrebarea se pune, cum ne protejăm de aceste influențe? Pentru că, până la urma urmei, noi, ca și oameni, suntem o frunză în vânt. Suntem purtați de la stânga la dreapta de mediul în care creștem, de oamenii cu care interacționăm, de atmosfera din familia noastră, de resursele pe care le avem în contextul vieții noastre și sunt foarte multe alte argumente pe care le putem aduce, care, bineînțeles, ne influențează viața noastră de zi cu zi. Din păcate, nu suntem atât de sigilați energetic ca și călugării din munte, astfel încât să rămânem complet detașați de tot ceea ce circulă de jur împrejurul nostru. Ne influențează faptul că, iată, acum câteva zile a existat un fenomen de tip cutremur la vecinii noștri, ne influențează faptul că în alte zone ale globului există inundații dramatice, ne influențează faptul că România, în momentul de față, este în plină secetă și ne gândim cu îngrijorare ce urmează să mâncăm la vară și așa mai departe. Ne influențează stadiul creșterii prețurilor, etc., etc., plus grijile pe care le facem în permanență vis-a-vis de copiii noștri, de părinții noștri, de evoluția sănătății. Toate aspectele astea ne influențează vulnerabilitatea, acesta este cuvântul pe care trebuie să ni-l aducem aminte, vulnerabilitatea față de orice fel de exces energetic. Pentru că dacă noi am fi complet detașați și într-o atmosferă complet zen interioară, nimic din exteriorul nostru nu ar putea pătrunde astfel încât să ne strice bucuria interioară. Așadar, ca să putem să ne păstrăm echilibru, pentru că m-ai întrebat bucurie versus îngrijorare, da? Ca să ne putem păstra bucuria vieții, este nevoie să devenim un pic mai precauți anul acesta și dacă suntem surprinși, de exemplu, de exces de gânduri negative, de nopți super agitate, în care avem tot felul de vise de tip coșmaruri, stări de anxietate, atacuri de panică și așa mai departe, toate lucrurile astea e bine să le luăm din pripă și să le analizăm cu ajutorul specialiștilor, care, bineînțeles, ne pot ajuta într-o anumită măsură, că fiecare este stăpânul vieții lui și în momentul în care decide să fie sănătos, are nevoie să și facă pași în sensul acesta, nu doar să ia un pumn de medicamente și să se aștepte ca medicamentele respective să întreprindă minuni. Da? Ne implicăm în viața noastră. Și cum? Asta vreau să știe prietenii noștri că nu judecăm pe nimeni, este normal, toți trecem. Și tu cu toată experiența ta și eu, toți trecem prin aceste stări pentru că, vezi tu, cel mai mult ne omoară starea asta de necunoaștere, de incertitudine. Frica zilei de mâine este cea care, oricât ai fi de puternic, își pune amprenta pe fiecare dintre noi. Deci, această nesiguranță este îndreptățită până la urmă. Absolut. Nu înseamnă că ești într-o stare de gradare de sănătate dacă te simți așa. Ideea este să fii suficient de puternic, să știi ce trebuie să faci ca să nu degenereze starea, să nu ajungi la boală. Care nu Absolut, te va ajuta cu nimic. Adică, clar, te va trage jos, mai jos decât. absolut. Ăsta este și mesajul nostru. În momentul în care avem o influență energetică care predispune către degradare mentală, e nevoie ca noi să ne păstrăm verticalitatea, astfel încât
să nu intrăm în acea influență de degradare mentală. Da? Cum facem lucrul ăsta? Există 5 căi foarte ușoare la îndemâna tuturor, care costă doar timp. Atât. Primul și cel mai important lucru este somnul. Un somn de calitate reușește să ne mențină echilibru interior, astfel încât breșele de vulnerabilitate de pe corpul nostru fizic, mental și spiritual să nu se producă. Al doilea aspect foarte important este alimentația. Cu cât avem grijă de alimentația noastră, să fie într-un interval orar benefic, nu să mâncăm la 12 noaptea, la 4 dimineața, atunci când stomacul ar trebui să se odihnească, noi să îl îmbuibăm și să băgăm și să supra-solicităm ficatul și vasele sanguine și tot tubul digestiv și așa mai departe, da? Plus consumul de dulciuri. Suntem țara care consumă cele mai multe dulciuri din Europa. Asta înseamnă că cea mai mare dependență, știm foarte bine că zahărul dă o dependență îngrozitoare. Și asta înseamnă că cea mai mare dependență este clar că la rândul ei creează o foarte mare vulnerabilitate. Mintea noastră de aia ne-a fost oferită. Să putem fi în controlul gândurilor noastre și în momentul în care îmi vine să mănânc o ciocolată la 12 noaptea, că am fost stresat pe parcursul zilei și că uite, n-am refulat nicăieri, mă duc acum să mă răzbun pe viața mea și mănânc o ciocolată la miezul nopții. Da? În momentul ăla am un pic de discernământ și spun stop. Pentru că ce se întâmplă dacă nu am acest discernământ? Mănânc o ciocolată la 12 noaptea astăzi, mâine, poimâine și ghiși ce? La un moment dat, mediul meu, adică ăla de care spuneam că reprezintă excesul de apă, da, va sparge bariera mentalului meu și va insera un gând nociv, care gândul acesta nociv va introduce elementul de boală în câmpul meu energetic. Și uite așa, se vor umple din ce în ce mai mult toate cabinetele de psihiatrie ale țării. Dar în condițiile în care eu sunt în controlul minții mele și spun în momentul acesta mă iubesc pe mine mai mult și spun stop impulsurilor mele destructive, că despre asta este vorba, asta aduce excesul, impulsuri destructive. Da? În momentul acela eu sunt învingător. Eu îmi permit să mă bucur de victoriile mele micuțe. Și la finalul anului să sărbătoresc în sănătate, în armonie și în bucurie plenară împreună cu familia mea. Al treilea lucru foarte important, da, deci am spus somnul, alimentația. Al treilea lucru foarte important sunt relațiile de calitate. Și poate o să mă întrebați, bine, dar ce legătură are Feng Shui-ul cu relațiile de calitate? Că are o foarte mare legătură. Pentru că Feng Shui-ul înseamnă echilibrul în tot și în toate. Atâta timp cât tu întreții relații care te consumă, te macină, îți dau tot felul de bătăi de cap, bineînțeles că în interiorul tău se naște un război. Dar dacă te întâlnești cu persoane care îți provoacă bucurie, pace, liniște, armonie. Uite, eu, de exemplu, am un moment foarte, foarte drăguț, odată la 2 săptămâni, când mă duc la manicură. Și acolo am o prietenă extraordinar de bună, Alina, îi spun pe această cale că o iubesc foarte mult și îi mulțumesc că îmi face așa niște unghii minunate, așa, care mi-aduce numai bucurie. Găsesc cu ea atât de multă pace și atât de multă stare de bine în ora aia pe care o petrec odată la 2 săptămâni, încât îmi încarc bateriile pentru încă 2 zile. Alegeți-vă oamenii pe care îi lăsați să intre în cercul vostru de influență. Da? Al patrulea lucru și foarte important este energia credinței. Credința nu costă. Da?
Credința este la un pas distanță de a ne oferi cel mai important stâlp al echilibrului nostru. Pentru că în momentul în care ne raportăm la esența divină pe care noi o purtăm în interiorul nostru și reprezentăm puterea Universului, suntem responsabili de binele nostru. Pentru că Dumnezeu nu ne vrea nici bolnavi, nici dezechilibrați, nici anxioși, nici nefericiți, nici singuri, nici săraci. Da, Dumnezeu ne vrea fericiți în toate capitolele vieții noastre. Dar această fericire și acest echilibru este nevoie să vină dintr-o conștiință în care noi să înțelegem că tot ceea ce lăsăm să se întâmple în viața noastră, până la urmă, este spre evoluția noastră. Și atunci, având această convingere și această credință, putem să fim convinși că toate lucrurile care ni se întâmplă sunt benefice nouă. Dacă sunt benefice nouă, ne bucurăm de ele exact așa cum vin. Bucuroși le-am duce toate, da? De pace, de război. Și atunci suntem în energia aceasta a echilibrului interior. Și al cincilea lucru, și nu întâmplător l-am lăsat ultimul, este iubirea necondiționată. Care această iubire necondiționată am fost foarte aspru criticată de tot felul de persoane care mi-au spus: nu există, domne, iubire necondiționată, ce e utopia asta și așa mai departe. Dragilor, fără iubire necondiționată, niciunii dintre noi nu am putea să existăm pe acest pământ. Și Feng Shui-ul este promotorul conceptului de iubire necondiționată, pentru că este o știință care demonstrează că la baza întregii creații, tot ceea ce există, tot ce mișcă, tot ce răsuflă pe pământul ăsta, da, și în galaxia asta, a fost creat prin iubire necondiționată. Dacă ne întoarcem la această valoare și măcar încercăm, ne străduim, hai să spunem că am uitat conceptul de iubire necondiționată, am uitat să oferim fără să mai cerem ceva înapoi. Tot timpul avem o miză. Fac asta dacă îmi dai asta. Îți ofer asta dacă îmi oferi și tu la schimb. Da? Dar uitați-vă la copiii voștri, care intuitiv, dacă văd un om în nevoie pe stradă, simt intuitiv dorința de a merge să-l ajute fără să aștepte nimic în schimb. Aceasta este iubirea necondiționată pe care o găsim la toate animalele, la toate plantele, la toți pomii, la tot ceea ce ne înconjoară. Noi, oamenii, ne-am îndepărtat de acest concept. Nu este niciodată prea târziu să ne întoarcem la structura iubirii necondiționate și să reînvățăm, în primul și în primul rând, să ne iubim pe noi înșine, ca să avem de unde să putem oferi celorlalți. Toate aceste aspecte, oricât de volatile ar părea, nu costă nimic. Costă doar dorință de implicare. Timpul necesar pentru a putea aloca resursa cea mai importantă, viața ta, pentru a-ți forma un mediu prolific, o sănătate imbatabilă, o mentalitate puternică și, bineînțeles, un spațiu care să-ți reprezinte bula ta de magnetizare a ceea ce îți place să trăiești. Toate lucrurile astea sunt foarte ușor de bifat în viața noastră. Dacă în anul 2023 reușim să parcurgem acești pași, vă garantez că la finalul acestui an vom fi mult mai echilibrați și mult mai fericiți decât la momentul intrării în acest an. Dar sunt convinsă că unii dintre voi stați așa foarte pesimiști într-o rână în pumn așa și vă gândiți: aha, da, cum să ne păstrăm noi echilibru când nici măcar nu știm ce o să facem mâine și suntem în completă nesiguranță. Aici intervine, bineînțeles,
latura telurică, latura materială a vieții. Și o să vă spun că excesul de apă, într-adevăr, are și o contracarare fizică. Și această contracarare fizică înseamnă să facem efectiv ceva care să minimalizeze excesul de apă. Exces de apă ce înseamnă? Imaginați-vă un tsunami, da? Că vine cu o forță fantastică și spulberă tot în cale. Ei bine, cine rezistă acestui tsunami? Dacă vă puteți imagina, casele care sunt în beton, alea sunt spulberate. Tot ceea ce este foarte, foarte puternic ancorat este dărâmat. În schimb, copacii care sunt flexibili, gen salcie, gen palmier, da? Tot ceea ce este super mega flexibil reușește să supraviețuiască tsunamiului. Așadar, care este caracteristica de bază a parcurgerii și transformării acestui exces de apă? Flexibilitatea. Ce înseamnă în plan fizic flexibilitatea? Înseamnă să înlocuim îndărătnicia, tot ceea ce înseamnă încăpățânare, tot ceea ce înseamnă țâvnoșală, imediat mă enervez, dacă nu-mi convine ceva, pac, mi-a sărit muștarul și trebuie să dau replică imediat. Da? Asta nu dă notă de flexibilitate, ci de rigiditate. Da? Tot ceea ce înseamnă exces de stare de anxietate, momentul în care nu-mi convine treaba asta, gata, imediat mi s-a declanșat un gând că face, că se drege, că se umflă, că ajunge dintr-un țar armăsar și face și plici. Da? E, ca să putem să contracarăm toată această formă de rigiditate, avem nevoie, în primul și în primul rând, să ne putem imagina cel mai frumos vis al nostru. De un an jumate tot folosim zilnic pentru purificarea aerului. În prima dată am observat miros. Deci aveam frecvent miros de fum de la vecini, de la din jur. Și după vreo 10-15 minute de un ocup, dispărea complet mirosul. Asta mi s-a părut genial. Pentru copil, că până atunci nu aveam cum să mai țin, că peste tot trebuia să deschideam și venea mai mult fum. Cu imunocubul m-am scăpat de problema asta. Că oricât de utopic ar părea, într-o lume în care în momentul de față pare destul de nesigur să călătorim, călătoriile reprezintă una dintre căile cele mai ușoare de a crea flexibilitate în viața noastră pe parcursul acestui an. De aceea poate vi se pare ușor exagerat din partea mea, dar eu anul acesta am în jur de 12 călătorii și mă bucur foarte tare că Universul mi-a dăruit așa capacitatea asta de a mă putea bucura de toate aceste călătorii, deși în perioadele acelea voi fi departe de copiii mei și de familia mea. Îi port în permanență cu mine în suflet, peste tot. Și sper ca pe parcursul vacanței și copiii mei să poată fi alături de mine în călătoriile mele inițiatice. Tocmai de aceea acum vreau să prietenilor noștri care nu te cunosc foarte bine, adică nu te cunosc personal, că tu ești tânără, dar copiii tăi sunt mari. Așa deci, este. Deci am o mică responsabilă care lasă niște copilași mici de capul lor. Ei sunt da. foarte singuri de grijă. Așa este. Am 3 copii mari. Și mă bucur foarte tare. Să știți că nu m-am apucat așa foarte, nici foarte devreme, nici foarte târziu. Am luat modelul mamei mele, adică m-am apucat la 27 de ani de făcut copii. Ceea ce mi-a dat o maturitate în relația cu copiii mei și suntem foarte, foarte apropiați ca și viziune și ca și trăire. Sunt privilegiată pentru că am niște copii extraordinar de responsabili care pot ține lucrurile în urma mea în echilibru și în bucurie și m-aș bucura foarte tare în afara școlii dacă ar putea să meargă și ei cu mine în călătoriile inițiatice. Deja am proiectat pentru 3 dintre călătoriile din vara asta că vom fi împreună.
și sper în cât mai multe, pentru că toate aceste călătorii inițiatice sunt foarte, foarte bune și pentru ei. Am fost întrebată dacă recomand și copiilor de la o anumită vârstă aceste tipuri de călătorii. Nu văd ce le-ar face rău, având în vedere că intră în contact cu oameni care au o vibrație extraordinar de înaltă, care vorbesc dintr-o perspectivă, hai să-i spunem, hristică, de dăruire totală, în care ego-ul dispare complet și dorința de a împărtăși este colosală. Copiii simt lucrul ăsta mult mai bine decât noi, adulții, care avem tot timpul tendința de a pune 10.000 de filtre mentale informațiilor care ne sunt transmise. Copiii lasă să vină informația exact așa cum a fost livrată și se bucură într-adevăr de tot ceea ce primesc. Dar întorcându-ne la călătoriile mele, aș vrea să vă arăt câteva poze din una dintre călătorii. Nu mai știu dacă a fost ultima experiență pe care am avut-o sau penultima. Bucuria mea cea mai mare este că joi plecăm, plecăm în Tibet și imediat. Sper că se vede pe ecran. Aici suntem într-un templu tibetan în care, iată, de jur împrejurul statuei lui Buddha al echilibrului și al păcii, este un Buddha de est, se află transhumanța vieții. Fiecare din încarnările budice reprezintă un pas al evoluției și al elevării spirituale, iar aici, la mănăstirea unde am făcut poza, da, se văd miile de stegulețe de rugăciuni, fiecare în energia elementului care caracterizează nevoia celui care se roagă. Știm foarte bine că stegulețele roșii reprezintă energia focului și împlinesc nevoile de foc, nevoia de abundență financiară, de echilibru în relații, de pasiune, de iubire. De exemplu, stegulețele albe aduc energia păcii interioare, aduc iluminare, aduc conexiunea cu divinitatea. Stegulețele albastre aduc emoții pozitive, aduc restructurare mentală și claritate, clarvedere în a percepe și a transmite mai departe ceea ce dorim să comunicăm. Stegulețele galbene ne dau puterea de a ne împământa și pe foarte multe dintre ele vedeți imagini ale diferiților bodhisattva care ne ajută să comunicăm mult mai bine cu ființele de lumină sau a lui Lungta, care este calul de vânt, ce face conexiunea între noi, între emoțiile noastre și planurile ascensionate ale ființelor de lumină. Asta este o imagine, o poză pe care eu am făcut-o și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Iată și niște stupa, acestea sunt făcute tot într-o altă mănăstire unde am locuit câteva zile. Mi-a plăcut foarte, foarte mult imaginea aceasta, pentru că conexiunea cu simbolistica budistă este una cu totul și cu totul deosebită. Poate că puțin dintre cei care au călătorit de jur împrejurul acestei lumi au ajuns în Tibet și au învățat că tot ceea ce reprezintă ochii, nasul, sprâncenele și tica, acel semn care se pune pe mijlocul frunții, reprezintă o întreagă istorie a transcendenței de elevare spirituală. Sunt foarte, foarte multe simboluri pe care le regăsim folosite în templele tibetane, de exemplu, flacăra iluminării vieții o regăsim pe toate stupele tibetane. Fiecare stupă este închinată unui bodhisattva care, la fel ca și în ortodoxie, ajută pentru un anumit scop, da? La fel cum avem și noi arhanghelii, îngerii și serafimii noștri, da? Fiecare dintre aceste stupe conduce către îndeplinirea unei anumite dorințe. Iată, aici suntem în Kathmandu.
Este piața centrală unde avem celebrul templu tibetan cu ochii lui Buddha care reprezintă cunoașterea și înțelepciunea întregului univers, da? Care sunt stropiți în fiecare zi, vedem de jur împrejurul cupolei tibetane, sunt niște dungi aurii, în fiecare zi ochii lui Buddha sunt stropiți cu praf de aur. Este un ritual extraordinar, de jur împrejur, nu știu dacă se vede foarte bine, pentru că eu am încercat să fac o poză cât se poate de grăitoare, dar de jur împrejur sunt foarte mulți enoriași, hai să-i spunem așa, care practică tot felul de posturi de închinăciune, la fel cum și călugării noștri fac tot felul de mătănii, așa se întâmplă și la templele tibetane, exact în aceeași postură, iar energia transformării spirituale este una cu totul și cu totul deosebită. Îmi pare rău, în poza asta chiar n-a putut să iasă fulmul bețișoarelor care înconjoară templul tibetan, pentru că momentul în care intri în această piață, miroase ca în rai. Efectiv, ai senzația că ai ajuns în raiul mirosurilor, în raiul olfactiv și totul, absolut totul, conduce către smerenie, către închinăciune și către conexiunea cu divinitatea. Te simți mult mai bun, ai tendința de a dărui totul de la tine și te întorci la esența ta divină. Este o senzație fantastică. Asta este un afiș care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este un afiș făcut de călugării tibetani într-o lamaserie. Și acest afiș spune foarte, foarte multe despre tot ceea ce avem de corectat la noi. Zice așa: If you are still searching for that one person who will change your life, look into the mirror. Adică, dacă încă mai cauți acea persoană care vrei să-ți schimbe viața, uită-te în oglindă. Pentru că tu ești co-creatorul vieții tale, tu ești cel care, în măsură de 100%, ai capacitatea de a-ți modela realitatea vieții tale în fiecare secundă. Și în lamaseria în care noi petrecem timp, învățăm să facem lucrul ăsta, în primul și în primul rând, renunțând la ego-ul nostru și la valorile care nu ne aduc niciun fel de beneficiu. Iată, aici suntem în Pokhara. Este un templu tibetan închinat păcii și are 12 figurine ale Buddha, reprezentate cu Buddha al păcii, care, după cum vedeți, are mâna dreaptă orientată în sus și mâna stângă cu degetul arătător orientat în jos. Ce face acest Bodhisattva? Conectează energia cerului, pentru că vedeți, energia cerului extraordinar de sugestiv este pe culoare albastră, da? Iar energia pământului este pe culoare verde. Conectează cerul cu pământul în structura echilibrului fizic. În momentul în care conștientizăm că noi suntem acel canal prin care putem să echilibrăm toate forțele Universului, deja, ceea ce m-ai întrebat la începutul emisiunii, dacă optăm pentru bucurie sau ne devenim mult mai precauți, urmează să intre în simbioză. Totul intră în simbioză în momentul în care conștientizăm că noi înșine suntem echilibrul vieții noastre și mai mult decât atât, în contextul în care ne lăsăm călăuziți, ghidați de structurile care ne-au fost dăruite pe acest pământ de lumina Universului, deja primim informații care sunt dătătoare de viață. Și aici suntem pe traseul către Annapurna. Este un sat tibetan, Gorepani se cheamă, care conduce către un punct de belvedere, către Pun Hill. Iar de la Pun Hill se văd 7 din cei 8 miari ai masivului Himalaya.
Este o priveliște extraordinară, este ca și cum ești pe acoperișul lumii și de acolo îți poți lua zborul. Ești deasupra norilor și unul dintre momentele cheie ale călătoriei mele în Tibet este să surprindem răsăritul chiar la Pun Hill, chiar de deasupra norilor, într-o structură meditativă de pace și armonie care conduce către eliberare extraordinară. Este o călătorie de câteva ore prin pădurea de rododendron. După cum știm, rododendronul la noi este o plantuță micuță, așa, drăguță, pe care o culegem din piatra craiului și facem ceai din ea. Ei bine, în Nepal, rododendronii nu-i poți cuprinde. Au o tulpină imensă. La un moment dat am făcut o poză cu vreo trei participanți din tabără ca să putem să cuprindem un rododendron. Miros extraordinar. Frunzele de rododendron sunt extraordinar de parfumate. Și traversând câteva ore prin această pădure de rododendron, ai impresia că intri într-o altă lume. După care ajungi în acest tătuc, în vârful muntelui, la 3400 de metri altitudine, unde, după cum vedeți, totul este foarte, foarte curat, pentru că ești în zona tibetană și toți tibetanii au un respect extraordinar față de mama natură, față de om și față de tot ceea ce îi înconjoară. Chiar dacă nu au bani și dorm 10 inși pe jos, în camerele în care dorm, totul este foarte, foarte curat. Lucrurile astea pe mine m-au uimit, m-au bucurat și au devenit o lecție de viață pentru mine și pentru familia mea, pentru că, exact așa cum spune și proverbul românesc, fără ai din ce ai, oamenii ăștia au perfectat acest lucru. Au făcut rai, poate chiar și în cele mai vitrege condiții de viață. Chiar dacă nivelul sărăciei este unul foarte, foarte mare, chiar dacă la 3400 de metri, unde altitudinea cere un anumit echipament și o să vedem porterii care cară zeci de kilograme cu cârca în papuci, da? Au o smerenie și o bucurie a vieții pe care doar acolo o poți întâlni. Iată-mă pe mine într-unul dintre templele din Kathmandu. În stânga mea regăsim un leu de protecție al templului prințului din Kathmandu. Bineînțeles că mă regăsesc cu un tica pe frunte pentru că în călătoriile noastre mergem în foarte multe tipuri de temple, mergem atât în temple budiste cât și în temple hinduse, parcurgem ritualuri extraordinare care ne deschid lumi, senzații și emoții pe care mulți dintre noi nici măcar nu le putem imagina, dar în momentul în care suntem acolo, descoperim o nouă existență, o existență paralelă cu tot ceea ce înseamnă preocupările, grijile și anxietatea noastră europeană. O existență care dă libertate de mișcare în tot și în toate. Exact așa cum vă spuneam, toate aceste stegulețe le regăsim peste tot, pentru că tibetanii sunt oameni foarte, foarte credincioși. Vă spuneam că una dintre căile prin care am putea să minimalizăm excesul de apă, efectele excesului de apă, este credința. Ei bine, iată că în zonele acestea în care credința este foarte puternică, oamenii își mențin echilibrul interior și oricât de mare ar fi excesul mediului care te înconjoară, nu te influențează sub nicio formă, pentru că tu ești atât de zen, atât de echilibrat în tine, încât poate să se crape lumea că tu ești conectat cu esența ta divină și știi că tot ceea ce ți se întâmplă este spre binele tău suprem. Suntem din nou la Templul Păcii, acela de unde am avut și poza cu Buddha al Păcii și al Compasiunii, cu degetul arătător spre cer și cu degetul arătător spre pământ.
Aici am făcut o poză pe drumul către masivul Himalaya. Mi-a plăcut foarte tare cum a reușit apa să-și croiască drum prin munte. Și am ales această poză ca să vedeți că excesul de apă pe care îl avem pe parcursul anului 2023 nu are opreliști. Niciun munte nu poate să reziste atâta timp cât noi îi permitem. Flexibilitatea este cheia care ne conduce către a minimaliza efectele negative ale excesului de apă. Aici este grupul meu minunat, unul dintre grupurile cu care am fost, nu mai țin minte în ce an, dar mi-a plăcut foarte tare poza asta pentru că era însorită și se vedea în spatele nostru, se vedea Annapurna. Iată una dintre pozele de la Pung Hill, da? Suntem pe vârful muntelui și se văd norii sub noi, se văd 8.000 arii și energia este fantastică. Din nou în Kathmandu, cu prietena mea dragă Denisa, pe care o iubesc foarte mult și cu care am mers în foarte multe dintre călătoriile de inițiatice de pe globul acesta. Și ăsta este răsăritul. Ăsta este răsăritul care este fenomenal. Constatăm în momentul în care răsoarele, soarele din spatele masivului Annapurna, importanța vieții și toate grijile, toate preocupările noastre, toate fricile, toate angoasele dispar. Pentru că soarele răsare, indiferent de gândurile, de grijile și de scenariile pe care ni le facem noi în fiecare zi. Asta este misiunea lui, să ne lumineze viața, să ne lumineze calea și dacă avem capacitatea să absorbim bucuria vieții pe care ne-o poate dărui soarele în fiecare zi, atunci putem să ne contopim cu el fără să ne ardem. Dar dacă în permanență suntem tentați să ne facem griji din absolut orice, să ne inventăm probleme, să ne lăsăm viața preocupată de lucruri fără importanță, atunci, bineînțeles, că soarele poate să răsară de 1.000 de ori, că noi nu-i vom vedea nici strălucirea și nici capacitatea dătătoare de viață. Iată o altă poză foarte, foarte frumoasă pe drumul către Pun Hill. Traseul este spectaculos și călugării tibetani au reușit și au făcut acest drum manual. Deci toate pietrele astea au fost bătute de mâna călugărilor, tocmai pentru a ajuta pe pelerini să ajungă cât mai ușor la Pun Hill, în vârful muntelui. Chiar dacă pare un drum ușor, treptele sunt un pic mai înalte pentru că ele sunt cioplite manual. N-au fost cioplite de nicio mașină. La 3800 de metri altitudine, toate pietrele au fost cioplite manual, sunt ușor denivelate și e nevoie să fii atent în momentul în care pui piciorul. Dar călătoria acestui drum are o poveste. Pentru că în momentul în care s-a pavat acest drum pe munte cu aceste pietre, intenția călugărilor care au făcut acest drum și a celor care au ajutat civilii, pentru că foarte mulți tibetani au venit să ajute să creeze acest drum, a fost ca aceste trepte, noaptea, când pelerinii merg către răsăritul soarelui, să dea un nou sens vieții tuturor celor care pășesc pe aceste trepte, să-i ajute să conștientizeze valoarea vieții lor și fiecare pas pe care îl fac să fie un pas revelator pentru întoarcerea la origine, pentru întoarcerea la putere, pentru recaptarea vibrației iubirii necondiționate. Este o poveste atât de frumoasă. Și intenția se simte în fiecare pas pe care îl faci.
Oricât de întuneric este afară, pentru că în momentul în care se pleacă spre răsărit, nu este doar un singur grup. Sunt zeci de grupuri care pleacă cu frontala în mijlocul frunții, cu lanterna frontală pe frunte, la 4 și jumătate sau 5 dimineața, noaptea, tocmai ca la ora 6, 6 și jumătate să poată prinde răsăritul pe Annapurna. Este o energie maestuoasă, este copleșitoare. Cuvintele nu pot descrie senzația din spatele pelerinilor care fac pas cu pas la lumina lanternelor și toți sunt mânați de aceeași credință, de iluminarea vieții lor și de recaptarea frumuseții existenței plenare. E un drum fantastic. Aici sunt câțiva dintre cei cu care am fost. Din nou Soarele, Mănăstirea Tibetană și din nou Kathmandu. Doar câteva din pozele pe care le-am selectat, tocmai pentru a-i face curioși pe telespectatorii noștri să-și pună întrebări. Oare eu merit o astfel de experiență? Oare eu pot să-mi depășesc limitele și să devin flexibil într-un an în care lecția este chiar a ne demonstra flexibilitatea pas cu pas? O poveste foarte frumoasă care conduce către înțelepciune și către depășirea oricărui exces care ne-a fost dat, transformativ, pentru a învăța să integrăm perioada lui nou. Să nu uităm totuși că acest an este ultimul an al perioadei lui 8 și pentru că este ultimul an al perioadei lui 8, deja influența perioadei lui 9 se simte și pentru că este un an de transformare, încă mai putem face plăți karmice conștient, adică să lăsăm orgoliile deoparte, să devenim mai buni în gând, spirit și fapte, și să devenim conștienți de capacitatea noastră de a întoarce lucrurile atât în favoarea noastră, cât și în favoarea celorlalți. Da, foarte frumos spus. M-am lăsat așa adusă de visare. Foarte frumoase locuri. Foarte frumoase locuri și cu siguranță încărcate, așa cum ai spus. Ți-aș pune o întrebare care mi-a venit acum. De ce să faci o călătorie spirituală? Oh, Doamne, de când aștept întrebarea asta? Să știi că foarte multă lume m-a întrebat care este diferența între o călătorie inițiatică, care este o călătorie spirituală, și o simplă excursie. Diferența este colosală, nu există termen de comparație, pentru că o călătorie spirituală, în primul și în primul rând, este mânată de o intenție de regăsire. Într-o excursie, te duci să te relaxezi, te duci să te distrezi, te duci să cheltuiești bani, să faci cumpărături, să... Da? Să simți că, hai să spunem, ți-ai luat un premiu, o gură de aer între alte preocupări ale vieții tale. Dar o călătorie spirituală este o conexiune permanentă de când te-ai suit în avion până când ai pășit înapoi pe pământ românesc, o conexiune permanentă cu divinitatea din tine. Cine ești tu? Ce reprezintă divinitatea din tine? Care este misiunea ta? Ce te bucură? Ce te întristează? În primul și în primul rând, călătoria interioară se exteriorizează cu fiecare pas pe care tu îl descoperi într-o călătorie spirituală. Pentru că exact așa cum îi spune și numele, spiritul este cel care te conduce către experiențe. Bineînțeles că în toate călătoriile mele îmi place să avem și câteva momente în care să picurăm bucurii de genul un masaj nepalez, da, în care ne sunt acționate punctele energetice, astfel încât să detensionăm musculatura după o călătorie pe munte și așa mai departe.
și câteva momente de cumpărături, dar care și acelea sunt însoțite de intenția plenară de evoluție spirituală, pentru că vizita noastră, de exemplu, la fabrica de boluri tibetane, unde ni se prezintă care este diferența dintre a crea un bol tibetan de tip industrial, care este făcut pe o roată și pictat în mod industrial, și acel bol tibetan care este ciocănit manual timp de o lună de zile, este binecuvântat 3 zile și 3 nopți în momentul lunii pline, după care este dăruit călugărilor tibetani să poată fi binecuvântat timp de alte 3 luni de zile și se întoarce în structura celor care reușesc să-l comercializeze și să-l vândă ca și bol tibetan de vindecare. Și se folosește pe toate structurile chakrelor, pe echilibrare, pe vindecarea unor dezechilibre energetice. Există boluri tibetane care reușesc să îți deblocheze structurile articulațiilor și sunt foarte, foarte mari și pur și simplu intri în ele cu totul. Da? Și folosesc atât energia apei, cât și energia sunetului, energia vibrației, deci sunt foarte multe tipuri de boluri și este păcat ca în momentul în care ajungem într-o astfel de zonă unde există o cultură a vibrației și a vindecării prin energia vibrației și a incantațiilor și a mantrelor, să nu experimentăm lucrul ăsta și, bineînțeles, cine dorește să-și cumpere, să-și achiziționeze de la mama lui, cum se spune, da? La fel ca și momentul în care în la maserie mergem să vedem cum sunt pictate mandalele. Și ele, în momentul în care un călugăr tibetan alege o manda, propriu-zis, alegerea pe care o face este o alegere ghidată. Intră într-o transă de unde i se spune și i se arată ce fel de imagine urmează să picteze, cu ce mesaj. Totul este mistic. Iar noi, în momentul în care intrăm în această poveste, avem capacitatea de a deveni parte din povestea celor care sunt implicați în toată această transformare spirituală. Pentru că nu ai cum să achiziționezi, de exemplu, o mandală de la un călugăr tibetan care poate a stat 6 luni să picteze fiecare detaliu pentru o mandală pictată cu foiță de aur. Da? 6 luni în care el își dedică în timpul rugăciunii toată viața lui pentru a picta la acea imagine sacră. Nu ai cum să nu intri în povestea respectivă. Ești pur și simplu fascinat. Mie, momentul în care am fost ultima oară în mănăstirea tibetană unde se pictau mandale, la un moment dat am fost atrasă de o mandală în culori acvatice, sub formă circulară. Era o mandală mare pe care o am deasupra patului. Și l-am întrebat pe călugărul tibetan ce reprezintă mandala aia. Nu avea niciun simbol pe ea. Erau doar toate nuanțele de bleu și turcoaz sub forma unei spirale imense. Și mi-a zis, wow, până în momentul de față de jumătate de an nu m-a întrebat nimeni de mandala asta. Zic, uite că pe mine m-a atras această mandală. Și mi-a zis, asta este o mandală specială care te conectează cu cea de-a 13-a chakră și care îți dă capacitatea de clarvedere și comunicare plenară cu ființele de lumină în momentul în care intri în meditație directă pe imaginea cu ea. Pua. Deci în momentul în care mi-a povestit lucrurile alea, instantaneu, dar instantaneu, au început să încurgă lacrimile. A fost o chestie involuntară. Nu mi-am propus lucrul ăsta. Nu m-am lăsat copleșită de nicio altă emoție. Pur și simplu am simțit că mă simt străfulgerată din creștet până în vârful degetelor de la picioare. Au început să încurgă lacrimile și am spus, eu trebuie să am această mandală, te rog frumos, te implor, nu știu, nu mă interesează cât costă, dar
Și mi-a zis, nu, înainte să o ai, în primul și în primul rând, este nevoie să faci cunoștință cu călugărul care a pictat-o. Și de aici a început o altă poveste foarte frumoasă, pentru că totul, într-o călătorie spirituală, reprezintă o poveste în poveste. Este o devenire, pas cu pas, a reechilibrării tale fizice, mentale și spirituale și a conexiunii tale plenare cu divinitatea din interiorul tău. Spiritul tău te ghidează. Ești dus. Îți oferă experiențe fantastice, unice, pe care, într-o simplă excursie, din păcate, nu le ai. Ar fi fost super să poți să faci aia și aia. Dar intenția este clar Adică trebuie să eliminarea rămâi dintre în cele acea două. energie și în acea poveste. Nu poți să te rupi de ea și să devii a doua zi turist și iar să te întorci să fii. Nu. Trebuie să ai o acea... Da. Să rămâi în poveste. Să Exact. rămâi în energie aia până la sfârșitul experienței. Sunt tare curioasă de schimbările care se produc în fiecare dintre cei care merg cu tine în aceste experiențe, pentru că ei pleacă într-un fel și cu siguranță se întorc marcați, Așa este. ca alți oameni. Exact. Așa este și povestea celor care vin cu mine, marea majoritate care simt chemarea. De obicei, îmi spun în momentul în care se înscriu, nu știu ce m-a mânat, habar nu am cum, dar ceva din interiorul meu mi-a spus, trebuie să fii în această experiență. Și pe parcurs, descoperă ce au avut nevoie să transforme în interiorul lor. Sunt oameni care și-au resetat viața complet. Sunt oameni care s-au regăsit. Sunt oameni care s-au vindecat. Sunt oameni care au plecat fără niciun fel de speranță și așteptare și și-au regăsit pofta de viață. Sunt oameni care și-au regăsit misiunea, și-au redimensionat toate lucrurile în viață, valorile, prietenii, aspectele financiare, sănătatea, relațiile, copiii, tot ceea ce aveau în viața lor s-a reașezat. Pentru că o astfel de experiență este o experiență unică în viață. Bineînțeles că putem să facem câte o călătorie spirituală în fiecare an sau o dată pe lună sau, nu știu, o dată la 10 ani. Dar toată intenția pe care noi o punem într-un astfel de demers conduce, în primul și în primul rând, către a umple niște goluri pe care noi, fără să le conștientizăm, le avem. Nici unii dintre noi nu suntem perfecți. Pentru că suntem oameni, să fim realiști. Avem nevoi peste nevoi, da? Dar nevoile noastre se nasc dintr-un gol spiritual. Acel gol spiritual, în momentul în care îl umpli cu o experiență divină, dispare. Și când dispare, bucuria în tot și în toate apare. Da, îți mulțumesc tare mult, Georgia. O emisiune extrem de frumoasă. Spune, deci tu pleci acum. Da, eu plec joi dimineață. Da? Este prima aventură, după care. După care mă întorc și plec în Peru, Da. deși toate burile rele au venit pe mine și mi-a zis, unde pleci într-o zonă cu o asemenea încărcătură de pericol și așa mai departe. În acest sens vreau să-i și asigur pe toți cei care merg cu mine că orice fel de pericol social este estompat în ceea ce privește turiștii, pentru că am primit asigurare inclusiv de la Ministerul Turismului din Peru. Suntem într-o călătorie în care totul se va derula exact așa cum am pus intenția de bază spre binele nostru suprem. Nimic din tot ceea ce ne-am propus nu va dispărea, ci dimpotrivă va fi înnobilat de
tot ceea ce vom traversa acolo, așa că nu ne influențează în niciun fel faptul că în momentul acesta există tot felul de disensiuni la nivel politic în Peru. N-au treabă cu noi, iar călătoria noastră spirituală în continuare va fi una spectaculoasă. Machu Picchu s-a redeschis, asta pentru cei care știau că a fost închis și că au fost tot felul de situații acolo. Nu, dimpotrivă, Machu Picchu s-a redeschis, toate lucrurile sunt foarte, foarte bune, iar traversarea noastră de la nord la sud către pădurea amazoniană este un periplu inițiatic de tip șamanic extraordinar. Așa că în luna martie, pe 9 martie, plecăm în Peru. Deci pentru Peru mai există locuri. Da, pentru Peru mai am 5 locuri. Și toți aceia care își doresc să experimenteze o reîntoarcere către sine pe tărâmuri șamanice, explorând această călătorie între lumea de sus, lumea de mijloc și lumea de jos, putem să facem această călătorie împreună. După care plecăm în Corfu, unde vom avea o călătorie mai scurtă de această dată, nu de 10 zile, cum suntem obișnuiți să plecăm în călătoriile noastre de lungă distanță, va fi o călătorie de 6 zile, care are ca și temă vindecarea interioară. Asta pentru că numărul celor care mi intră în cabinet cu diverse emoții dezechilibrate sunt din ce în ce mai mulți. Și soarele din Corfu, din luna aprilie, este unul extraordinar de benefic. Și vom face tehnici meditative, vom învăța să respirăm vindecător, vom învăța să ne echilibrăm cu ajutorul apei, adică vom întoarce tot excesul de apă în favoarea noastră, tocmai pentru a reechilibra toate organele, mentalitatea și tot ceea ce avem de vindecat interior. După care plecăm din nou în Tibet. Asta pentru că anul acesta am pus două călătorii în Tibet, una în februarie și una în noiembrie, dar pentru că în călătoria mea din Tibet din februarie n-am mai avut locuri, au fost foarte mulți care au rămas pe lista de așteptare și m-au rugat să fac o călătorie mai rapidă decât cea din luna noiembrie 2023. Și atunci am întrebat și Universul dacă ne este benefic să facem lucrul ăsta și pe data de 6 iunie plecăm din nou în Tibet. 6-17 iunie plecăm în Tibet din nou. Ești plecată tot anul. Restul o să ne spui mai aproape, atunci că le uităm, Georgia, până acum. Exact, Vreau să mă exact. spui, pentru cei care doresc să-i ajut, să-și aranjeze casele, să-și facă feng shui-ul, să achiziționeze obiecte, aici intră tot, da. Te pot contacta la 0770-324-184, da? Exact. Acesta este numărul de telefon unde mă pot contacta. Tabere și pentru consultații. Exact. Și pentru tabere și pentru consultații pot lua legătura cu asistenta mea care o să le pună la dispoziție absolut toate detaliile și de cum putem intra în legătură pentru a face măsurătorile optime aranjării caselor în energia Feng Shui-ului și pentru a îi ajuta dacă au nevoie de vreun remediu sau ceva personalizat și, bineînțeles, dacă vor să facă parte din familia picăturii de armonie în care totul se aliniază Feng Shui, adică în echilibru și în bucurie. Da, îți mulțumesc tare mult, Georgia, pentru emisiunea minunată. Da, Să și rămână, pe mulțumesc din energia. suflet. Tu ești cea care e promotorul acestei energii fantastice, pentru că oamenii au nevoie să înțeleagă că nu este sfârșitul lumii, că nu se termină aici nimic, ci dimpotrivă, este doar un prag și fiecare prag evolutiv ne face mai puternici, mai frumoși,
mai curajoși și în credința lui Dumnezeu. Niciodată nu avem voie să lăsăm această speranță și această credință că viața noastră va fi din ce în ce mai bună. Fără luptă, doar în energia iubirii, în paradigma iubirii, putem descoperi lucruri fantastice. Și capacitatea noastră de a explora lucruri într-o vreme în care tumultul agitației clocotește, da? Vorba bunicii mele, lasă maică oala să clocotească, tu fă-ți temele. O vorbă foarte înțeleaptă care m-a ajutat foarte mult. Hai să lăsăm oala politicii să clocotească, că oricum nu putem să influențăm în momentul de față politicile macro și să ne concentrăm asupra politicii micro, asupra vieții noastre, să ne dăm ocazia să experimentăm lucruri care să ne conducă spre echilibru, abundență și bunăstare. Așa să fie, să fie cum zici tu, să dea Dumnezeu ca lucrurile să meargă spre bine. Cred că orice perioadă de schimbări atât de mari la nivel, atât de mare, a presupus și consum de energie, de multe ori și suferință. Așa se întâmplă, așa se schimbă lumea întotdeauna. Așa este. Aș mai vrea să mai spun ceva, pentru că tot am vorbit de chestia asta la începutul emisiunii și n-am apucat să le transmitem telespectatorilor. Pentru că ideea a venit de la Maria și mă bucur foarte tare și îi mulțumim cu toate transmisiunile când ne-a bătut la cap și ne-a zis: da, trimiteți-ne mă și nouă linkurile să știe lumea ce face și cum face și așa. Urmează ca pe canalele noastre de socializare să postăm zilnic din experiențele pe care urmează să le traversăm în această călătorie primă din anul 2023 în Tibet. Așa că pentru toți cei care sunt curioși să vadă unde ne poartă pașii, ce urmează să facem, bineînțeles, trăirile prin intermediul undelor sociale nu sunt cele autentice 100%, dar măcar acolo 5% poate, ori să poată și cei care ne văd pe canalele de socializare să poată și ei să simtă. Deci în fiecare zi vom transmite din experiențele noastre pe canalele de socializare, inclusiv pe 6 TV vom avea o transmisie în direct din Mănăstirea Tibetană de la Pranayama, așa că toți cei care sunt dornici să fie împreună cu noi, să dea subscribe, să trimită mai departe, pe totul este Feng Shui și pe site-ul emisiunii. Da, îți mulțumesc încă o dată dumneavoastră și călătorie minunată. Să rămână. Să vii cu amintiri frumoase, cu lucruri frumoase, cu întâmplări frumoase. Așteptăm fiecare filmuleț pe care îl trimiți, o să dăm share și noi pe canal ca să putem să dăm mai departe, să vedem cât mai mulți. Exact. Mulțumesc dumneavoastră, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși, seară minunată. La revedere, Georgia, mulțumesc. La revedere, vă iubim. Mă doreau foarte tare mijlocul, picioarele, nu mai puteam să merg. Mergeam în două bastoane, din casă nu mai ieșeam. Medicamente am luat destule, nu s-a rezolvat nimica. Și atunci am zis, singurul lucru care pot să-l mai încerc este torsel. Și am văzut că după o lună jumate dă randament. Atunci am hotărât să mai iau două.